Medicii de familie sunt pe cale de dispariție în mediul rural. Tinerii care petrec aproape 20 de ani învățând pentru a deveni doctori refuză să vină la țară prin noroaie și pentru un salariu de nimic. Medicii mai în vârstă spun că nu au cui să predea ștafeta, iar rând pe rând cătunele Botoșaniului vor rămâne fără asistență medicală. În aceste condiții, sătenii vor ajunge să bată 10 de kilometri pentru o rețetă sau să sune la 112 atunci când au o problemă mai serioasă de sănătate. Medicul Paul Șerban, de exemplu, deservește ca medic de familie în comuna Corlăteni din 1986. Doctorul botoșanean spune că viitorul medicinei de familie în mediul rural este sumbru, iar tinerii rezidenți nici măcar nu se gândesc la o carieră în acest domeniu. Oamenii nu vin după ce faci 6 ani de facultate și mai faci 3 ani de rezidențiat și le faci toate în centre universitare. Cui convine să vină la țară? Motivele pentru care tinerii medici fug de practica în mediul rural sunt multiple. În primul rând, satele depopulate nu le asigură veniturile necesare și nici condițiile pentru a face performanță în medicină. Populația, prin sporul negativ natural, descrește, nu ai unde să găsești, că locații se găsesc, dar nu ai unde să poți să-ți înființezi un cabinet pentru a avea o listă corespunzătoare pentru activitate și pentru ai muncit 6 ani plus rezidențiatul, 9 ani, 10 ani plus încă 20 de ani de școală și ce, te duci să ai un venit mai mic decât o femeie de servici din orice altă instituție de stat, nu se poate. Totodată, tot din cauza depopulării satelor, dar și legislației care le impune un număr strict de pacienți pentru a obține contract cu Casa Județeană de Asigurări, tinerii doctori spun pas carierei de medic de familie în mediul rural. Legea permite, faci o convenție de 3 luni de zile până când îți faci listă. Nu-ți faci listă, îți mai dă o șansă, casa îți mai face contract pe 3 luni de zile. Dacă în astea 6 luni de zile n-ai reușit să întocmești minimum de listă cât să cere 1000 de asigurați în urban și 800 în rural sau cât stabilește comisia aceea de la Casa de Asigurări, pleacă. În aceste condiții, medicii preferă să aleagă alte specializări, dar și să rămână în mediul urban, unde au condiții mai bune pentru a-și practica meseria, dar și șansa de a fi renumerați decent. Pleacă afară, se duc reprezentanți la firmele de medicamente sau încearcă să-și găsească să lucreze angajat la un alt medic din oraș cu o listă mai mare. Totodată, medicii de familie sunt nemulțumiți de condițiile în care își fac meseria. De obicei, sunt nevoiți să împrumute bani pentru a renova pe cheltuială proprie cabinetele. În aceste condiții, fără o generație tânără care să preia ștafeta, medicina de familie riscă să devină o raritate în mediul rural.